Vă pup, dragii mei! Astăzi sunt la salonul Glamour Beauty Center, salonul meu de suflet, și am venit pentru că am plecat foarte de dimineață la București. Acum deja m-am întors, este încă dimineață, și pentru că am mai avut ceva timp la dispoziție, am venit și la salon. Astăzi voi urma procedurile de remodelare și întreținere corporală, de care v-am mai spus, și inclusiv procedurile faciale, care și ele au o grămadă de beneficii. Și aici mă refer la hidratarea tenului, fermitate, reducerea ridurilor fine, o grămadă de facilități. Dar așa cum v-am spus și pe blogurile trecute, trebuie urmate regulate aceste proceduri pentru a avea beneficiile pe care ni le dorim. Pentru că dacă urmăm aceste ședințe așa când și când, cu siguranță nu vom avea efectele pe care ni le dorim. Fiind făcute cu regularitate, deja, să zic, o lună jumate, avem efecte extraordinare. Fiind așa mai de dimineață, se pare că mami nu și-a făcut apariția încă, dar cu siguranță va ajunge și el, pentru că m-am uitat pe programări și are destule cliente pe ziua de astăzi. Dacă va mai avea și el timp, și eu mă voi încadra cu timpul la aceste proceduri pe care le urmez, mă va aranja și pe mine la păr să vedem ce îmi va face astăzi, dar în funcție de timpul fiecăruia. Pentru că probabil el cred că în jur de 10:30 trebuie să apară, deoarece prima programare este la ora 11, din ce am văzut eu acolo pe acel cai, să zicem, în care se fac programările. Da, dacă nu a avut mami așa o noapte mai agitată, sper să ajungă și să se încadreze la acea oră, cu toate că ar fi trebuit să ajungă deja la ora aceasta, pentru că așa este normal. Să ajungă la salon mai devreme, chiar și cu o oră înainte de programări, ca să-și pregătească ceea ce-i trebuie pe aici, dar vom vedea. Pentru că mami este plin de surprize și ne așteptăm la orice din partea lui. O să revin când o să termin cu acele proceduri, să vedem ce mai îmi va face mami astăzi la păr. Dacă avem timp, îl voi spăla cu siguranță și apoi vom vedea cum îl aranjează. Ceva așa ușor, pentru că mai am treburi, nu prea am timp să stau foarte mult. Da, am terminat cu procedurile faciale și aici mă refer. Mai spune tu, te rog, mai exact. Păi am terminat procedurile care le facem de obicei săptămânal, cura de frevețe și ultrasunetele și masca noastră detoxifiantă și hidratantă, plus fiolele cu multivitamine și acid hialuronic. Da, și procedurile cu oxigen hiperbaric. Da. Iar acum o să-ți fac o procedură, am aplicat crema de carbon pe față, care trebuie să o lăsăm câteva minute să se usuce, iar apoi facem carbon peeling. Carbon peeling este un laser care acționează sotoderm în profunditate ca să ajute să stimuleze elastina colagenul și să reformeze filmul hidrolipidic care îl avem în organism. El ajută la toate tipurile de ten. Bine, la tenul de exemplu... O să mai îmi aplici cremă, te rog, cât... Nu, e suficient pentru că trebuie să o usuce și trebuie să fie în strat gros, deoarece acest laser o citește și o elimină. Este o procedură, o să vezi, în timp ce folosim laserul, crema o să se șteargă de pe față. Ea ajută să elimine ridurile fine, cum am spus, ajută să fai un ten mai luminos, mai hidratant, mai tonifiant. Ne descurcăm, mami, tu ești? Da. Și mami și-a făcut apariția, așa cum vă spuneam, pentru că i-au venit clientele. Mami, colaborăm după, da? Bună! Mami, nu i-a mers la țapă, el era supărat, nervos, a picat, netul, a picat. Păi v-am spus că dacă a avut o noapte furtunoasă, cu siguranță întârzie. Nu, că n-am avut. Adevărul că pare nedormit, ce-i drept. Te-ai văzut pe fundal, mami? M-am văzut. Ce faceți aici? Facem procedura cu carbon peeling. Mai povestește-ne puțin, te rog, despre ea și despre regularitatea cu care trebuie să făcute toate procedurile. Și aici mă refer și la ceea ce fac eu cu oxigenul hiperbaric, cavitația, electrofrecvența. Acelea se pot face o dată de 2 ori pe săptămână,
E chiar indicat să le facem așa, deoarece ajută foarte mult. Iar carbon peeling-ul este indicat odată la 3 săptămâni, o lună, cam 4 ședințe făcute cel puțin pentru a avea un rezultat mult mai vizibil. El ajută, cum spuneam, la film hidrolipidic, la stimularea elastinei și colagenului în derm, ajută la ridurile fine, ajută la pori dilatați, se închidă, la cicatrici să le reducă dimensiunea, la ten ca să îl facă mult mai luminos și hidratant și tonifiant. Ce-i drept, la tine, având în vedere că nu ai un ten gras, ai un ten uscat, mai mult pentru ridurile fine și luminozitate. Persoanele care au un ten gras, în automat, au mult mai puține riduri. Cam așa funcționează. Da, și aici vreau să fac o paranteză, că am mai primit mesaje de la diferite doamne și chiar le-am recomandat această procedură cu carbon, da? Da. Pentru că foarte mult la tenurile cu probleme, aici mă refer la tenurile grase, reduc, explică tu mai exact. Reduc excesul de grăsime, sebum, da? De sebum și excesul de comedoni. Comedonii deschiși sau închiși. Punctele negre, da? Și... da, punctele negre sunt la fel ca punctele galbene, doar că în contact cu aerul se oxidează și devin negre. Și de asemenea închide foarte bine porii. Și închide foarte bine porii și chiar și persoanele care au cicatrici ajută foarte mult la diminuarea lor, adică le... în dimensiune le închide și le subțiază foarte, foarte mult, aproape să le facă invizibile. Da, pentru că așa cum v-a spus domnișoara, acel laser citește problemele fiecărui ten. Da? Acolo unde sunt ridurile fine le diminuează, acolo unde sunt pori deschiși și închide, nu? Unde este excesul de sebum, da, îl diminuează de asemenea. Exact. Dar în funcție de problema fiecăruia, reacționează unde este necesar să fie. Că în filmul hidrolipidic că lipsește apa sau grăsimea, că se tot derm pentru elastină sau colagen. Da. De fiecare. Și foarte bine lucrează și cam la 4-5 zile după procedura în sine. Absolut, nu? Da. Deci în care are continuitate. Exact. În momentul de față o să vedem o schimbare, dar el lucrează în derm și 4-5, chiar 7 zile după tratament și se văd rezultatele acestui tratament. Da. Și la fel ca și celelalte proceduri, trebuie folosit cu regularitate ca să avem un efect. Dar această procedură se efectuează cam o dată la o lună, nu? Da, 3 săptămâni, o lună e destul de ok ca și procedură și după el, cum spuneam și mai devreme, după acest tratament o să punem o protecție cu solară 30 sau 50, deoarece orice fel de laser, nu numai acesta folosim, avem nevoie de protecție solară. Da, deci clar trebuie folosită o cremă cu protecție solară, da, ca să după. Nu se creeze acele pete, nu? Da, sau, mă rog, exact, da? Da. Iar acele proceduri care le urmez eu tot faciale, gen oxigenul hiperbaric, electrofrecvența și biorevitalizarea, acelea ca să avem un efect așa mai vizibil, se fac cam o dată pe săptămână, ca să fie... Da, minim o dată pe săptămână. Ar fi bine și de două ori, dar minim o săptămână. Eu încerc să le fac cam o dată la o săptămână, deci pe fiecare săptămână, și chiar sunt foarte mulțumită de rezultat și recomand cu drag. În acest moment aplicăm laserul pe ten. Să vă las să vedeți cum acesta citește crema de carbon. Da, nu este absolut niciun fel de durere, absolut nimic. Se simt așa ca niște pișcături foarte mici, dar nu creează niciun disconfort. Nu este absolut nicio durere, nicio usturime, nimic. Deci este un tratament foarte lejer, va chiar relaxa în anumite cazuri. Dar în același timp ajută super mult. Cu efecte extraordinare atunci când este folosit regulat, așa cum v-am spus. Da, deci este unul dintre tratamentele care eu recomand. Mai ales pentru că la noi aici, în zona Bistei, este singurul salon care îl are. Te rog, acolo. Da, sigur. Este singurul salon în Bistei care avem acest tratament. Glamour Beauty Center, Glamour, de fapt, cum se pronunță. Da, am citit în engleză, Da. Este singurul salon care beneficiază de acest tratament cu laser, carbon peeling. Da. Și îl recomand cu mare drag pentru că este chiar un tratament revoluționar. Cine vrea poate să informeze de el foarte mult, o să vadă tot.
În principal, vedetele, când folosesc foarte mult acest tratament, și cele ale noastre vedete se zicem așa de la București, dar și cele de la Poli. Da, este un tratament revoluționar, pur și simplu. Da. Deci efectele o să fie uimitoare atât timp cât este folosit regulat, încă o dată, repet, și nu este un preț atât de costisitor. Nu există absolut niciun fel de durere, disconfort, absolut nimic, de aceea este și numit tratament revoluționar. Noi acum avem și o ofertă, facem un tratament de curățare a tenului. Aici te întrerup puțin, pentru că la tenurile grase, cu probleme, cu sebum în exces, cu pori dilatați, cu puncte negre, înainte de orice tratament, absolut trebuie făcut tratamentul de curățare. Pentru că indiferent ce fel de tratament am face, fără acest dat, tratament de curățare nu are efect și nu este ok. Da, scuză-mă că te-am întrerupt, spuneai cu oferta... Da, spuneam că noi acum avem și o ofertă la acest carbon. Te uiți un pic la filmare, te rog, e ok cum țin? Da, e perfect. Spuneam că în același preț avem și tratamentul de curățare de care vorbeai și carbon peeling. Da, deci sunt mai ambele la pachete. Da. Ca și durată? Este un timer de telefonul. Ca și durată? Așa, ia vezi. Oh, așa, stai să te ajut eu. Că le-ai ridicat prea sus. Ok, așa. Da, având ochelare nu pot să văd. Exact. Ca și durată, durează cu tot cu aplicarea acestei creme de carbon și așa? Cam 30 de minute, doar acesta. Dacă o faci niște tratamente de curățare, undeva la o oră jumătate cu totul. Da. Tratamentul cu laser durează cam în jur de 15 minute, nu? Da, gen doar cât laserul. Citește laserul crema, nu? Da. Iar apoi, după ce se curăță tenul de cremă, ce mai urmează? După ce tu lăsăm tenul de cremă, o să facem masaj, bineînțeles. Masajul facial, de care eu sunt efectiv îndrăgostită. Da. Pentru că domnișoara, deci, nu știu, are așa un dar extraordinar. Deci, după acest masaj facial, deci, te simți foarte, foarte așa destinsă, relaxată, pentru că activează acei centri nervoși care elimină toate tensiunile, tot ce se acumulează așa... un organism, să spun, stresul, da, foarte relaxant te simți. Un masaj de relaxare, de tonifierea tenului, ajută mult și o să aplicăm, cum spuneam, protecția solară, neapărat. Da. Fără este bine, te rog, cum țin? Da, aproximativ. Ok, uite așa, dar o să te amortesc mâna, cred că cu timpul. Da. Nu știu cât o să reușim să le mai arătăm, dar cred că oricum au văzut destul de mult și sunt convinsă că o să le da, o să trebuiască să închid pentru că simt telefonul așa cu mâna, nici nu-mi văd pentru că am acești ochelari. Și nici nu să poți să mai vorbești ca să poți să lucrezi și în zona... Exact, te rog să închizi tu atunci. Am terminat cu tratamentul cosmetic, cu acel carbon peeling. Și sunt puțin uleioasă acum, pentru că am crema aceea cu factor de protecție, pe care domnișoara mi-a dat-o așa din belșug. Iar acum sunt cu mami. M-a spălat la păr, mă usucă și apoi vom vedea cum mă va aranja. Păi nu s-a tratat cu cheratină nici azi? A, când mami? Nu mai am timp să stau și de tratament cu cheratină. Păi tu n-ai timp niciodată. Păi mă grăbesc, mami, trebuie să ajung într-un loc și da. Chiar nu am timp astăzi. Deci parcă v-am spus eu data trecută că așa se va întâmpla, spune că are treabă, că trebuie să ajungă nu știu unde, că trebuie să mai facă nu știu ce, că trebuie să mai îneltească nu știu cum, da. Da, mami, se vede că ești cam obosit, pentru că așa cum v-am spus, eu am ajuns de dimineață la salon, mami v-am spus că avea prima programare la 11, am dar ce credeți că totul s-a încadrat? S-a ocupat și de două cliente cât timp am stat eu la acele proceduri, iar acum mă va aranja și pe mine repede cumva, pentru că apoi va urma cealaltă clientă, mami. Da. Iar dacă eu nu stau la tratamentul cu cheratină, tocmai bine, ai și tu timp să mai respir puțin. Dar oricum erai pusă între programări,
atunci, așa că... Da, mami. Mami, cred că a avut iar o noapte furtunoasă, că este așa cam blajin, nu știu ce-i cu el. Nu, n-am avut o noapte furtunoasă, doar că mi-a fost rău. Oh, mami, ce-ai avut? Cred că mai era ceva. Îmi pare rău să aud asta. Am făcut temperatură. Eu sunt învățată cu mami să fie așa spirt năbădăios, nu să stea așa morcovit. Nu, cred că am făcut, cred că am răcitea și aseară am avut temperatură. Da, mami? N-am știut, îmi pare rău. Lasă că te faci bine. Da, nu făceam bine. Da. O să începem să uscăm părul, o să fie zgomotul acela de la fân și nu o să ne auzim prea tare și o să mai revenim să vedem ce mai îmi face mami astăzi la păr. Nu ne împușca mami, că suntem cuminți. Da, mami m-a îndreptat la păr, mi-a făcut așa un moț, cum spun eu, cu bretonul bineînțeles pe o parte, acum îl ondulează puțin. Da. Și m-ai lăsat cu el desfăcut, mami, pentru că în final tot în coadă o să sfârșesc cu el. Să știi că a început să-mi placă cu coadă pentru că e foarte comod, mai ales când mai fac treburi pe acasă, super, mă descurc cu el. Au, mami, nu mai ai pic de vlag astăzi, nu știu ce-i cu tine. Sunt drăgușit, mă, nu mă vezi că sunt așa... Hai, mami, că ai tu ceva, nu știu. Nu, nimic. A fost rău aseară. Hai, mami, că e clar că ai tu o chestie, cred că lasă rău încolo. Crezi că mi-era așa să zic că am sau n-am? Nu ești tu așa pe frecvența ta. Nu simt că nu mă simt... Păi și ce faci, mami? Nu iei ceva? Am luat. Așa. Nu-mi place să te văd așa morcovit, că nu ești tu. Nu sunt eu, e alt. Mai ai pază pe aici ceva, ce-i mei? Ce pază și protecție n-am? N-am nici pază, nici protecție. Am sunat aseară pe Denis, pericol public. A, nu cred. De ce? Ce ți-a venit? Ca să-mi aducă niște pastile. Păi pe Denis, mami, achiziția nouă ce-a făcut? Ce achiziție? Că nu e nouă ce... Da, mi-ai spus că era așa în tatunări. Nu permiteam să spun, așa l-a sunat pe Denis. Bravo, mami, și? Știe ce să-mi ia. A fost ok? Da, ne-a adus ce aveam nevoie. La mine e chestia că nu pot să iau anumite tasele și stau să-i explic că să încerce să caute cu nu știu cum să n-aibă, nu știu ce, să așa, zic mai bine lasă că sunt pe Denis, că știe. Da? Păi de ce? Pentru că nu pot să iau paracetamol. De ce? Pentru că sunt alergic la paracetamol. Ai, mami, sincer n-am știut lucrul ăsta. Uite, vezi? Sunt alergic la paracetamol și dacă conține paracetamol, mi-e rău, fac șoc anafilactic și tot așa. Doamne, deci n-am știut lucrul ăsta, mami. Păi nu știe toată lumea că sunt alergic la paracetamol. Păi toată lumea, eu nu sunt toată lumea. Vorba vine. Da, vezi? Mă cunosc cu cine mai zici, știi, salut, păi sunt alergic la paracetamol. Păi nu, dar vezi, nu a fost vorba în discuțiile noastre de așa ceva, dar uite, un lucru esențial care chiar nu l-am știut. Și ferească Dumnezeu în caz de ceva, că e bine să știi lucrurile astea. Mi-a dat toată cineva, zice, stai că am o pastile foarte bună, durere de cap. Și ce zici, dar nu am întrebat nici eu dacă conține paracetamol. Și ai luat? M-am făcut, uite, așa... Serios? Mi-am făcut în astea, așa... Da, dar nu râde, că nu-i de glumă, știi? Cu șocul anafilactic chiar e dezastru. Și m-am dus la spital. Păi da, logic. Vai, mami, ce frumos mi-ai făcut. Și ce păr lucios am și foarte parfumat, pentru că mami, bineînțeles, mi-a pus tratamentul lui Minune și mi-a dat cu uleiul Minune, pe care le ador, vorbesc aici și de tratament și de ulei, și m-a făcut foarte frumos. Vezi că nu mai mie capul. Da, mami, te că arătam puțin așa părul, cât de lucios și de frumos este. Da, mami, foarte frumos mi-ai făcut. Îmi place mult, mulțumesc. Ești un drăguț ca de obicei, chiar dacă ai venit tu, mami, așa pe ultima sută de metri astăzi, te-ai încadrat perfect. Ai reușit să mă și speli pe păr, să-mi pui și tratamentul și masca și tot ce știi tu că ai de făcut. Să mă și aranjez la păr și acum treci la următoarea clientă, nu? Sau mai ai un moment de respiro? Nu mai am.
Da, mami, poate ne mai spui două cuvinte, de fapt, prietenilor mei, pentru că ai văzut... Mă așteptat să mai caute și pe unde să mai scrie și mie pe Insta, pe... Mai spune, mami, odată contul de Facebook, Instagram, păi, tot. Pe Insta mă găsiți Leo96P, pe Facebook Popescu Ionuț Leonar, mă găsiți acolo, căutați. Dacă cauți, găsești. Mai mi-a zis, tot scrie Elena, cred că Elena. Da, Elena e. Da? Da, mai dă mesaje, ocup. Mai îmi dă mesaje pe la story, pe la alea. Ea mai îmi dă. Și Alexa. Da. Dar au întrebat destul de mult din prietenii mei de tine. Mm-hmm. Ți-au transmis și salutări, au mai spus și... nu știu, au fost așa la unison cu tine prin peripețiile care ai trecut, nu mai știu exact, știi că ți-am mai spus când, da, așa, și cred că acum știu și ei așa cât ești tu de năbădăios și ce peripeții mai faci, mami. Păi da, ce să faci și noi. Da. La următoarea ședință, să spun, la care voi veni pentru tratamentele corporale și faciale, o să mai vă prezentăm câte ceva din produsele noi, minune ale lui mami, cu care el face aici tot felul de minunății, la doamnele și domnișoarele, și mă refer aici la tratamentele, coafiurile și toate minunățile pe care le face Suntem mami. Suntem la târg la începutul lunii. Da, mami? Și târgul se ține? La Carrefour. Da, cu produsele noastre de la Salunge, nu? Cu produsele, cu serviciile, suntem acolo 3 zile. Prezenți pe Metereze. Stăm, da, aranjăm. Vom filma și acolo ca să vadă și prietenii noștri, să știe exact despre ce este vorba, cu toate că majoritatea produselor se găsesc doar în acest salon, nu? Da. Fiind produse exclusiviste, fiind produse exclusiviste destinate doar salonului Glamour Beauty Center sau Glamour Beauty Center, depinde cum vrea fiecare să pronunțe, pentru că am înțeles că este pronunția și în franceză și în engleză. Da. Și vom mai arăta câte ceva din ceea ce se întâmplă pe la acel târg. Da. Sau mai avem varianta la Mami la Salon. La Leo Mami la Salon. Da, la Leo Mami la Salon. Da. Aici unde mami vă tratează cu cel mai mare respect, cu cel mai mare profesionalism. Și cu atenția cuvenită, pentru că lui mami îi plac operele pe care el le desăvârșește să fie chiar desăvârșite. Da. Da, mami. Aștept să mai scrieți și mie, că nu mai mi-a scris de mult. Mai aveam care mai scriu, dar nu știu, au dispărut. Au fugit și mai scriu. Da, mami? Da, mai erau, nu știu cine mai scria. Noi probabil nici numele nu le știu așa, că erau după Insta. Da. Da, Elena și Alexa știu clar, pentru că ei îmi scriu mereu. Da, mami, ce păr lucios și negru am, mulțumesc. Da. Rădăcinile nu le-am mai vopsit, pentru că știți, le-am vopsit data trecută. Le vopsesc așa cam la 2 luni, să zicem, doar rădăcinile. Iar vopsitul așa total îl face mami cam, să zic, de 2 ori pe an. Cam, da, de obicei în preajma sărbătorilor, de Paște, de Crăciun, cam așa. Pentru că părul este destul de negru, nu are sens să-l încărcăm cu vopsea și chiar și atunci când vopsim rădăcinile, mami folosește vopsea aceea profesională fără amoniac. Da. Cum se cheamă? Aia, de la Arteco. Da. Care de asemenea se găsește doar în acest salon. Da. Bine, vopsea este posibilitatea să mai găsească și prin alte saloane, da, nu știu, că de seama, în toată România e același distribuitor. Posibil vopseaua să se mai găsească? Da, posibil să mai găsească, mai fie saloane care mă mai au, dar nu foarte multe. Da. Astăzi am arătat prietenilor și procedura aceea cu carbonul, laser, peeling carbon, care de asemenea se găsește doar la acest salon. Da. Da. Ședința de peeling carbon se găsește doar la... Da, aparatul respectiv doar aici în Pitești la acest salon se găsește. Și ca atare doar aici o puteți efectua. Da, mami? Multe pe care le găsiți decât la noi salon, trebuie doar să veniți să le descoperiți. Da. Și să interacționați cu mami, bineînțeles. Da. Faceți poză cu maimuța. Vă garantez că dacă interacționați cu mami, dacă îl cunoașteți, dacă lucrați cu el, să spun aici, mă refer la coafiuri și tratamente și tot ce ține de hair style, nu? Da. Sau hair styling, cum să spun,
cu siguranță o să rămâneți cliente fidele, pentru că mami este desăvârșită, îi place să facă lucrurile așa cum trebuie și să fie calitate înainte de toate. Păi da, calitate, nu cantitate. Da. Produsele sunt foarte calitative, profesionale și dacă și hairstylistul pune suflet și lucrează așa cum trebuie, garantat este un lucru foarte frumos. Exact. Eu vă las, mă duc să-mi caut clienta jos. Da. Și să continui ce am de făcut. Pentru că dacă există așa un moment de respiro, se poate servi aici jos la camera de primire, să spunem, nu? Da. Da. O cafeluță, un suc, da, fiecare ce dorește, un cappuccino, o ciocolată caldă, fiecare ce preferă. Este un lucru, un ambient foarte plăcut și personalul extraordinar. Eu v-am pupat. Ne auzim. Da, mami, fugi la clientă. Și avem camera pentru machiaj semi-permanent, pentru micropigmentarea sprâncenelor. O să vă arăt imediat, pentru că am avut o procedură de micropigmentare a sprâncenelor. Foarte frumos au ieșit. Da, foarte frumos. Acum se va aplica pigmentul pentru stabilizatorul de pigment. Da, pentru pigment. Procedura nu este deloc dureroasă, se aplică un anestezic înainte, se lasă să acționeze cam în jur de 30 de minute. Foarte frumos au ieșit, cu efect natural. Acest stabilizator are rolul de a fixa culoarea, nu? Pigmentul. Foarte frumos, să le purtați sănătoasă. Mulțumesc. Salonul pe care probabil că dumneavoastră îl cunoașteți. Aici avem spațiul destinat unghiuțelor și a aranjării părului, să-i spunem. La revedere, mă bucur! Da. Aici avem solarul. Aici avem camera destinată machiajului semi-permanent, unde v-am prezentat acea procedură de micropigmentare a sprâncenelor. Aici avem spațiul destinat cosmeticii, a aplicării genuțelor. Nu o să insist, pentru că avem deja clienta și nu vrem să deranjăm. Spor la treabă! Scuze, aici avem spațiu destinat procedurilor corporale și faciale. Feblețea mea, cu foarte multe aparate, care de care mai profesionale, cu tunelul pe care vi l-am prezentat, unde și-o urmez acele proceduri de detoxifiere și eliminarea grăsimilor. Da. Nu o să mai filmez, pentru că avem o procedură de scoatere a tatuajului.